Ieri, un minor în vârstă de 11 ani din municipiul Drobeta Turnu-Severin, în timp ce se afla la cursuri, a cerut permisiunea de a merge la baie și a părăsit unitatea școlară fără consimțământul cadrelor didactice. Acesta a fost dat dispărut, fiind recuperat seara trecută de către o patrulă de jandarmi din cadrul dispozitivului de ordine și siguranță publică al Poliției municipiului Drobeta Turnu-Severin. De ce ai plecat de la școală? Că asta, că vreau să mă plimb prin oraș. Vrei să te plimbi prin oraș? Da. Oh, am înțeles. Păi da, dar te-ai pus în pericol, Marian. Știu. Te-ai speriat? Nu. Nu te-ai speriat? Da. Ești curajos, băiat curajos. Da. Ești în natură, prinză. Am înțeles. Cum e centru? Îți place în centru? Da. Îți place? Da. Ești îngrijit? Da. E tot în regulă? În cursul zilei de ieri, Poliția Municipiului Drobeta Turnu-Severin a fost sesizată telefonic de o femeie de 56 de ani din Drobeta Turnu-Severin, director în cadrul unei unități de învățământ, cu privire la faptul că un minor de 10 ani, Sibenescu Marian Damian, internat în centrul de primire în regim de urgență pentru copiii exploatați din cadrul DGASPC Mehedinți, elev în clasa a doua, în timp ce se afla la cursuri, a cerut permisiunea de a merge la baie și a părăsit unitatea școlară, fără consimțământul cadrelor didactice. În urma verificărilor efectuate, minorul a fost identificat de către o patrulă de jandarmi din cadrul dispozitivului de ordine și siguranță publică al Poliției Municipiului Drobeta Turnu-Severin, în sensul giratoriu din zona Podul Gruii. În urma verificărilor efectuate, minorul a fost identificat de către o patrulă de jandarmi din cadrul dispozitivului de ordine și siguranță publică al Poliției Municipiului Drobeta Turnu-Severin, în sensul giratoriu din zona Podul Gruii. Minorul a fost audiat în prezența șefului de centru și al psihologului unității. Acesta nu prezenta urme de violență și a declarat că nu a fost victima vreunei infracțiuni. S-a procedat la reinternarea acesteia în centru de primiri urgențe pentru copilul abuzat, neglijat sau exploatat. Băiatul fugise de la școală cu intenția de a găsi un autoturism cu care să ajungă în comuna Bala pentru a-și vizita mama. Părinții fuseseră decăzuți din drepturi pentru că nu îi îngrijeau pe minorul de 11 ani și pe sora sa de 3 ani. Copilul și-a motivat fuga spunând că era dor de mama sa. Minorul despre care discutăm face parte dintr-o familie dezorganizată. Atât el cât și sora lui mai mică de 7 ani se află într-un centru al DGASPC Mehedinți, dar fel și sora lor mai mare a fost instituționalizată până de curând, fiind beneficiara centrului maternal Sfânta Ana. De aici au și pornit altfel sesizările. Sora mai mare ne-a spus că s-ar putea ca fetița de 7 ani să fie victima unui abuz sexual. În urma verificărilor efectuate s-a confirmat că, din fericire, nu se punea problema de așa ceva, dar cei doi copii, evident, au fost instituționalizați din cauza faptului că erau neglijați în mod evident de familie. Din momentul în care a ajuns în centru, mama s-a interesat, de el? Cu o anumită regularitate, nu putem spune că foarte des sau foarte rar, însă obișnuiește să mai dea câte un telefon să se intereseze de ei, să ne întrebe cum sunt, dacă sunt bine, dacă sunt în regulă. De asemenea, din când în când îi mai și vizitează mai bine la ei. Trebuie să ținem cont însă că în astfel de situații, poate chiar dacă și-ar dori să-i viziteze mai des, fiind o familie cu posibilități materiale reduse, chiar prețul unui bilet de autobuz poate să fie un inconvenient. Copilul aflat în clasa a doua a cerut voie să meargă la baie, moment în care a ieșit pe la intrarea profesorilor și s-a făcut nevăzut. Se uite să văd dacă vede cineva? Da, dacă vede cineva și iese. Ieri, deci în cursul zilei de joi, da, în jurul orei 10 și 10 minute, un elev de la o clasa a treia și-a cerut voie la toaletă de la doamna învățătoare. Doamna, neputând să lase restul de 20 de copii singuri în clasă, i-a dat voie să meargă la toaletă, care era chiar în curtea școlii. Copilul s-a dus la toaletă, după care s-a întors și s-a uitat în toate direcțiile. L-am văzut pe camera de filmat că s-a uitat să vadă dacă este observat de cineva și efectiv a ieșit din școală și a dispărut. Când a constatat doamna învățătoare, a văzut că nu se întoarce în 5-10 minute, a ieșit să-l caute, l-a căutat în toată curtea și nu l-a găsit, după care n-am făcut decât să-l
vizionăm imaginile pe camerele școlii și după aceea să anunțăm poliția. Câteva ore mai târziu, minorul a fost găsit stând singur lângă un sens giratoriu din apropiere de ieșirea din drobeta Turnul Severin. Cred că din cele spuse de copil, el a spus că a vrut să se plimbe puțin. A fost și un ușor act de bravură. Abia începuse cursurile din data de 17 și s-a simțit un pic mai liber, ca să zic. Și atunci a fost o refulare. De moment, da. A fost o acțiune de moment. Cum i-ați evaluat dumneavoastră? Că înțeleg că are și ușurior, psihologic vorbind, psihic vorbind. Copiii sunt echilibrați emoțional, chiar marți pe 18 au fost amândoi la consiliere, erau foarte încântați că au început cursurile, că merg la școală, că învață lucruri noi, nu dădeau semne că ar fi ceva neregulă. Mama celor doi copii s-a deplasat la centru, afirmând faptul că dorește reintegrarea minorilor în familie. Am spus copiii au acasă copii, am cu ce scris copiii mie, zice domnul. Da, v-ați dori să luați copiii acasă? Da, vreau copiii acasă. Îmi plâng noaptea după ei, sară plâng. Când am vrut plecat, acum plâng, nu voi putea să stau fără el. Da. Nu sunt mai bune condițiile de aici pentru ei? Nu, doamne, vreau copiii acasă, e greu fără ei. Sunt nu mai pot sta fără ei. Da, dar pentru asta trebuie să fiți mai responsabilă. Să aveți grijă de ei, să... Da, am grijă de ei, promit că am grijă de copiii mei. Am soția care e acasă gospodin, ea făcea mâncare, ea îi spăla. Deci la școală, la școală, fata asta. Mergea cu microbusul, ne ia pe jos. Totuși, autoritățile statului n-au decis degeaba să ia într-un centru, adică... Ce să zic, doamne? Au existat niște suspiciuni. Ce s-a întâmplat cu fetița cea mică? Am înțeles că... A, vorbe. În timp ce femeia declară că are grijă de copiii săi, fiica cea mare a familiei a dat naștere unui copil, al cărui tată nu știe cine este și care a ajuns la rândul său în grija statului.